Hi, hello! Sunt Cristina Mazilu de la Școala Core School și pentru astăzi v-am pregătit top 5 expresii care le puteți folosi atunci când aveți nevoie de ajutorul cuiva. Continue watching! Prima expresie este can you. Can you se traduce ca poți tu. Cum ar fi? Can you help me, please? Mă poți ajuta? Can I borrow your phone? Îți pot împrumuta telefonul? A doua expresie este could you. Could you este de fapt forma politicoasă la can you. Ai putea tu. Nu poți tu, dar ai putea tu. Ar fi could you help me? M-ai putea ajuta? Sau could I borrow your phone? Aș putea să-ți împrumut telefonul. A treia expresie este is it okay if? Is it okay se aduce ca este ok dacă eu fac ceva? Cum ar fi? Is it okay if I get your phone number? Este ok dacă îți iau numărul de telefon sau îl aflu de la tine? Sau, is it okay if I call you later? Este ok dacă te telefonez un pic mai târziu? Expresiile 4 și 5 sunt asemănătoare, dar de fapt se diferențiază foarte, foarte mult. Expresia numărul 4 este do you mind if I? Cum se duce, te deranjează dacă eu? Do you mind if I? Și is it okay if I? Sunt de fapt identice. Cum ar fi? Do you mind if I call you later? Te deranjează dacă te sun mai târziu? Sau, do you mind if I take your phone number? Te deranjează dacă îți iau un număr de telefon? A cincea expresie este do you mind plus verb plus ing. ing. Cum ar fi? Do you mind calling me later? Te deranjează să mă telefonezi pe mine mai târziu? Sau do you mind giving me a ride? Te deranjează dacă m-ai lua acasă cu tine? Cum am menționat anterior, expresia is it okay if I și do you mind if I sunt identice. Cum ar fi? Is it okay if I call you later? Sau do you mind if I call you later? În ambele cazuri, eu sunt persoana care face acțiunea. Se traduc ca, este ok dacă te telefonezi mai târziu sau te deranjează dacă te telefonezi mai târziu. O mare diferență este între expresiile 4 și 5, deși ele se încep în același mod, cu do you mind. Deci, do you mind if I, eu sunt persoana care face acțiunea. Cum ar fi? Do you mind if I call you later? Te deranjează dacă te telefonezi mai târziu. Iar do you mind plus verb plus ing, deci do you mind plus verb plus ing, o altă persoană face acțiunea, cum ar fi? Do you mind calling me later? Te deranjează să mă telefonez mai târziu? Vedeți diferența? Do you mind if I call you? Do you mind calling me? Să recapitulăm. Pentru astăzi am învățat următoarele expresii. Can you? Could you? Is it okay if I? Do you mind if I? And do you mind? Vă rog frumos să-mi dați un like, un share și să vă abonați canalul nostru pentru a vedea mai multe videouri de genul. Goodbye for now and I'll see you all next time!